Numărul infectărilor de COVID-19 la nivelul județului Olt este în scădere. În ultimele două zile, numărul de cazuri noi la nivel județean nu a depășit 40, iar asta s-a resimțit și în rata de infectare a fiecarei localități în parte. Potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică Olt, doar 15 comune depășesc în acest moment pragul de 6 cazuri la 1000 de locuitori. Aproximativ 50 se află sub pragul de 3 la 1000, iar 3 localități au 0 cazuri. Astăzi, potrivit datelor transmise de către Direcția de Sănătate Publică Olt, înregistrăm o incidență de 3,74 cazuri la 1000 de locuitori în ultimele 14 zile. 15 localități în care incidența este mai ridicată, mă refer aici la incidențe superioare valorii de 6 cazuri la 1000 de locuitori. În continuare, cea mai mare incidență o înregistrăm în comuna Rotunda, este de 14,4 în momentul de față, dar este în scădere față de peste 20 cazuri la 1000 de locuitori cât înregistram la sfârșitul săptămânii trecute. Avem totodată 47 de localități în care incidența este sub 3 la 1000 și doar, din păcate, doar deocamdată 3 localități în care nu a fost raportat niciun caz confirmat pozitiv la testarea COVID-19. Prefectul județului Olt mărturisește că panta descrescătoare pe care o înregistrăm se datorează atât măsurilor de prevenire a îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2, cât și numărului mare de vaccinări. După ce luna octombrie a fost luna cea mai de succes în ceea ce privește campania de vaccinare, dacă este să ne referim la numărul de persoane care au ales să se imunizeze împotriva virusului SARS-CoV-2 în județul nostru, de la începutul lunii noiembrie și până în prezent observăm o tendință de descreștere sau constantă în ultima săptămână, când avem circa 2000 de persoane care se vaccinează pe durata săptămânii și 1200-1500 de persoane care se vaccinează pe timpul sfârșitului de săptămână, sâmbătă și duminica. Pe lângă centrele fixe de vaccinare din fiecare oraș și municipiu în parte, Prefectura Olt continuă campania de imunizare la țară. Conform calendarului echipelor mobile de vaccinare ale DSP Olt, în această săptămână sunt vizate 22 de localități.